Deci o să am o prezentare foarte scurtă, nu vă plictisesc cu multe slide-uri. Vreau să vorbesc puțin despre procesul de transformare la care Rob Telecom s-a angajat și care în principiu este ghidat în patru direcții strategice principale. Mă refer în primul rând la menținerea veniturilor din serviciile de tradiționale, și anume serviciile de voce fixă. Pe de altă parte, creșterea veniturilor și a bazei de client din noi categorii de servicii, bineînțeles, îmbunătățirea eficienței operaționale. Aceste trei obiective nu sunt niște lucruri, să spunem, foarte inventate de către noi, de către Rob Telecom. Sunt obiectivele generice pe care le focusează orice operator de telefonie fixă de oriunde din lume. Și, nu în ultimul rând, vreau să menționez orientarea către client. Deși este al patrulea în lista obiectivelor noastre, este o direcție foarte importantă pentru Rom Telecom și este practic baza programului Clientul pe primul loc, care a fost adaptat anul acesta. Rom Telecom, așa cum am menționat, este într-un program de transformare. Acest program practic își propune evoluția Rom Telecom de la un operator tradițional de voce către un operator de broadband și de conținut. Cum facem lucrul acesta? Sunt două direcții tactice. Una este aceea de a reduce declinul și stabilizarea veniturilor din serviciile de narrow band, mă refer aici la voce, și pe de altă parte accelerarea creșterii de noi surse de venituri alternative. Câteva realități ale anului 2007 au început cu relansarea serviciilor comerciale la sfârșitul lunii mai, anul acesta, cu oferte noi, care ofereau, practic, minute și acces nelimitat, reducerea prețurilor și folosirea unui concept, spus acolo, emotional pricing, care, practic, se referă la stabilirea unor niveluri de prețuri care sunt înțelese și care sunt relevante în același timp pentru client și, în ultimul rând, oferte de recâștigare a clienților. Pe de altă parte, o altă direcție este accelerarea creșterii din surse de venituri alternative. Și aceasta, Rom Telecom a început deja o campanie în această direcție, deschidem noi canale de distribuție. Cred că ați văzut deja în media noile magazine și nou concept de magazin Rom Telecom. Lucrăm la îmbunătățirea performanței canalelor de distribuție existente. Suntem într-un proces de transformare a modelului de business, de la un model de business al acel clasic internet service provider către un operator de portal și de conținut. În ceea ce privește abordarea către segmentul de business, ne orientăm către servicii de system integration și managed services pentru clienții de business. Și, în ultimul rând, avem proiecte comune cu colegii de la Cosmote, proiecte comune legate de convergența între fix și mobil. Aș vrea să menționez doar două inițiative. O inițiativă care s-a întâmplat deja în 1 august și a fost lansarea unei opțiuni de 60 de minute către rețeaua Cosmote, de către Rom Telecom. Și urmează un nou pachet de servicii comune, fixe și mobile la începutul lunii decembrie. Câteva indicatori de performanță. Ați văzut care sunt direcțiile strategice. V-am prezentat noua structură organizațională menită să suporte aceste obiective și aș vrea să punctez câteva din rezultatele pe care Rom Telecom le-a atins în 2007. O să punctez mai întâi legat de voce fixă. Am avut o pierdere de clienți de 300.000 de clienți în prima jumătate a anului. Am reușit să stopăm această pierdere de clienți și estimarea noastră este că în a doua jumătate a anului pierderea de clienți se va limita la 100.000. Un serviciu de succes este serviciul de televiziune digitală Dolce, care în mai puțin de un an de zile de la lansare, vreau să vă reamintesc că a fost lansat în anul trecut, pe 29 noiembrie, practic a avut o rată de creștere extraordinară față de piața de televiziune plătită, de pay TV din România, a avut o rată de creștere de 1700%, firesc că a plecat de la zero, dar în mai puțin de un an de zile am reușit să atingem o cotă de piață de 8% în piața de pay TV. O rată la fel de impresionantă de creștere a
am avut pe zona de internet de tip ADSL, mă refer la serviciul ClickNet, cu o rată de creștere de 250%. Și ca, să spunem, rezultate globale pentru sfârșitul de an 2007, am ridicat, avem o creștere cu până la 94% a ofertei a cererilor de servicii noi din partea clienților. Am crescut rata de servire și de instalare a clienților cu 90% față de prima jumătate a anului. Și în același timp, numărul de conectărilor, așa cum am prezentat, a fost căzut cu 70%. Relaționat la obiectivul clientului pe primul loc, avem în vedere două direcții majore. Una este direcția de a crește valoarea serviciilor pe care le oferim clienților, și al doilea este creșterea performanței serviciilor pe care le oferim. Aș vrea să punctez câteva din faptele, din realizările anului acesta. RomTelecom lansa la sfârșit de mai 2007 posibilitatea de a clienților săi de a avea apeluri nelimitate în rețeaua RomTelecom. Ca pas ulterior, în septembrie, am extins această posibilitate către toate rețelele fixe din România. În paralel, am oferit tarife mai mici, atât către zonele, să spunem, de interes pentru clienții noștri, tarife către destinațiile mobile, știind care este numărul impresionant de utilizatori de telefonie mobilă, și, în ultimul rând, tarife către destinațiile internaționale. Și, foarte important, considerăm, am făcut pași concreți în direcția unei mai comunicări mai clare și mai transparente cu clienții noștri, introducând o nouă factură și un nou, să spunem, o nouă prezentare a informațiilor pentru client. În direcția creșterii performanțelor serviciilor sunt foarte multe lucruri de spus. În primul și în primul rând sunt relaționate de serviciul de broadband internet. Și aș vrea să punctez câteva aspecte și despre modalitatea de creștere a valorii către segmentul de business. Aici sunt trei direcții importante pe care le-am avut în vedere. Odată oferirea de servicii de garantare a calității, un lucru foarte important pentru acest segment de piață. Oferirea de suport dedicat, și am făcut acest lucru începând din octombrie cu un call center dedicat pentru clienții de business. Și nu în ultimul rând, tarife mai bune. Bineînțeles, toate aceste lucruri au fost posibile cu un efort intern deosebit. Vreau să punctez doar câteva din lucrurile care au dus la aceste rezultate și mă refer în primul rând la o creștere a vitezei de implementare a proiectelor din interiorul companiei în al doilea rând o îmbunătățire a eficienței operaționale. RomTelecom este o organizație mare și avem atât tehnologia cât și capitalul uman care ne-a permis să facem acestea și am reorganizat unitățile operaționale și am folosit mai eficient resursele umane existente. Vă mulțumesc! Mie mi se pare proiectul cel mai interesant Dolce, televiziunea digitală, sincer, și cel mai vizibil. Nu este o noutate, am luat în considerare posibilitățile de a oferi pachete de servicii, pachete care să fie relevante din perspectiva conceptului pe care îl au. Avem și pași ulterior pentru Dolce, deci chiar pot să vă spun, undeva la jumătatea anului 2008 vom lansa premieră primul trial de IPTV, deci practic televiziune digitală pe suport de broadband, într-un gateway în interiorul casei, care va gestiona inclusiv soluția wireless broadband pentru clientul în casa respectivă, va putea să facă o legătură directă între telefonia fixă, telefonia mobilă și internet.